Doamnelor, domnilor, bună ziua, bun găsit la Fără Prejudecăți. Sunt Ovidiu Damian, vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Fără Prejudecăți este prima producție media din Europa pentru care lucrează 3 reporteri de televiziune cu sindrom Down. Fără Prejudecăți este emisiunea în care vorbim despre dizabilitate, ONG-uri, educație, sănătate și protecție socială. Ei bine, doamnelor, domnilor, noi la Fără Prejudecăți vă prezentăm o altă față a dizabilității, una plină de speranță, încredere și reușite. Urmărim chiar acum un clip cu subiectul ediției de astăzi, după care revenim în platou. Fără Prejudecăți începe chiar acum la TVR. În ultimii ani, speranța de viață a crescut pentru persoanele cu sindrom Down. Depinde acum de noi toți să crească și calitatea vieții lor. Despre dorințele, speranțele și visele lor vorbim fără prejudecăți. Ne pregătim pentru o ediție record a Festivalului Miraje, la care vor participa peste 200 de tineri talentați din școlile speciale. Și tot fără prejudecăți vă prezentăm succesul unei tinere clujence în cea mai importantă emisiune de promovare a tinerilor talente din România. Mara Prună spune că muzica a vindecat de autism. Am revenit, doamnelor, domnilor, în platou emisiunii noastre Fără Prejudecăți, care debutează chiar acum cu un subiect pe care noi îl considerăm foarte drag și sperăm ca și dumneavoastră să-l considerați asemenea. A fost luni 21 martie, Ziua Mondială a Persoanelor cu Sindrom Down, iar noi la TVR Cluj dedicăm întreaga săptămână relației pe care aceste persoane ar trebui să o aibă cu ceilalți, capacităților lor și tuturor celorlalte lucruri frumoase pe care aceste persoane le pot aduce în fața celorlalți, care uneori sunt mai puțin vizibile sau nu atât de vizibile precum ne-am dori. Ei bine, pentru această ediție, pentru că vă spuneam, am dedicat întreaga săptămână activității și vieții persoanelor cu sindrom Down, v-am pregătit o surpriză. În platoul emisiunii Fără Prejudecăți se vor perinda astăzi, vor trece în fața dumneavoastră mai multe generații de persoane cu sindrom Down, care vă vor spune crâmpeie din povestea lor de viață. Prima persoană care a apărut deja în platoul nostru este Adina Cutea, împreună cu Nicolas. Bine ai revenit, Adina! Bine v-am regăsit! Ne bucurăm foarte mult să-l revedem pe Nicolas, să vedem că a mai trecut un an, a crescut, este foarte vesel, foarte energic. Cum vă simțiți? Ne simțim bine. La fel ca anul trecut și acum ești cu zâmbetul pe buze. Poate mai bine decât anul trecut. Mai bine decât anul trecut? Da. Ce s-a întâmplat între timp? Ce te face să zâmbești din nou? Ce te face să fii încrezătoare? Ce te face să fii foarte fericit alături de Nicolas? Pot să zic că între timp am mai acumulat experiențe de viață și mă bucur că progresează. Ai avut de la început această atitudine foarte pozitivă, foarte plină de speranță, sau au fost în viața ta și momente, să spunem, mai grele, momente de cumpănă, momente în care te-ai simțit deznădăjduită, în care n-ai știut încotro să o apuci? N-a fost chiar de la început. La început, bineînțeles că au fost momente de deznădejde, de disperare, dar cu timpul a fost bine. Ce te-a ajutat pe tine să treci peste ele? Ce te-a ajutat să mergi mai departe? Unde ți-ai găsit tu aceste resurse, aceste capacități? Dar te ajuta în primul rând pe tine ca apoi să-l poți ajuta pe Nicolas? Aveam două opțiuni. Ori să stau în casă, să-mi plâng de milă, să mă gândesc că nu pot să fac nimic cu el. Și a doua opțiune era să ies afară, să găsesc soluții, să vedem ce se poate face. Și chiar am rămas surprinsă, chiar la centru comunitar, că se văd progresele pe zi ce trece. Cu această ocazie și acolo salutăm pe prietenii. Da, și le mulțumesc frumos cu această ocazie. Pe cei de la centru comunitar, pe Mihaela Telcean și echipa ei, care fac zi de zi progrese cu acești copilași care le trec pragul. Este exact ideea cu care am început ediția de astăzi a emisiunii. Faptul că din cauza faptului că mulți părinți nu sunt înțeleși de către societate, din cauza faptului că simt că poartă o stigmă, poate că unii preferă să stea în umbră, să stea în casă, așa cum spuneai și tu. De aceea le spuneam telespectatorilor că adesea persoanele cu nevoi speciale nu sunt atât de vizibile în societate cum ar trebui să fie. Ne-am uitat pe pagina voastră de Facebook astăzi și am văzut că îl duceți pe Nicolas cu voi peste tot. Da.
Poze de la munte, poze de la cabană, poze din oraș, de la țară, foarte, foarte multe acțiuni în comunitate la care el participă. Ai trăit vreodată, ai fost pusă în situația în care să trăiești sentimente de rușine, să spunem, sau de izolare alături de el? Au fost persoane care te-au făcut să te simți așa? Nu. Și sper să nu întâlnesc astfel de persoane. Dar dacă o să întâlnesc, eu nu fac probleme. Pentru că știu că va fi bine. E un copil foarte vesel. Și un copil foarte activ, da, foarte prezent. Toată lumea prezent, laudă. Foarte ușor stabilește relații cu ceilalți. Le spunem telespectatorilor noștri că înainte să intrăm în direct, în timp ce ne cablam, în timp ce eram în regie, rapid s-a lipit de toată lumea, de producătorul nostru, de colegii noștri și acum el, doamnelor, domnilor, explorează. O salută pe colega noastră Aida, care se află la cameră, se mișcă prin platou și se simte foarte, foarte bine. Am observat tot din pozele voastre, are o relație specială cu animalele. Da. Ce ne spui despre asta? Cum ți-ai dat seama că această interacțiune ar putea să-l ajute? Când mergem la munte, stă afară mai tot timpul. Câini, pisici, orice animal se bucură când e în preajma lui. Pe tine te-a ajutat cineva să faci față la început momentelor pe care le numeai de neîncredere sau poate de cumpănă prin care ai trecut? Pot să zic familia și cam atât. Familia. Familia a fost alături de tine, înțeleg, da, și a făcut toată această trecere mult mai ușoară, pentru că, așa cum spuneam adesea în platoul emisiunii Fără Prejudecăți și aș vrea să reiau această idee, nu ar trebui să vorbim de două lumi. Lumea persoanelor cu nevoi speciale și lumea persoanelor fără nevoi speciale. E o singură lume a noastră a tuturor. Da. Așa este. Spune-ne lucruri inedite sau lucruri interesante despre Nicolas. Pot să zic că, bine, din punctul meu de vedere, că este un copil foarte diferit de ceilalți, pentru că, în general, are aceleași activități. Merge la creșă sau încă la grădiniță? Încă nu, dar nu. Aveți în plan? Mergem să-l... doar la... Da, dar vreți încă, să-l... cred că este prea micuț. Mai mergem cu el în parc, la locuri de joacă și acolo interacționează cu copii și destul de bine. Părerea mea, adică în sensul că nu lovește sau se comportă în mod normal. Se știe că persoanele cu sindrom Down sunt foarte drăgăstoase, foarte iubitoare, foarte cooperante cu ceilalți, foarte sociabile, lucru pe care, doamnelor, domnilor, cu siguranță să-l vedeți pe parcursul ediției de astăzi a emisiunii noastre, pentru că, așa cum vă spuneam, mai multe generații ne vor trece astăzi pragul la Fără Prejudecăți, fiecare cu anumite caracteristici, să spunem, fiecare în felul ei, însă cu toții reuniți de aceleași capacități. Veselie, foarte mult optimism, foarte, foarte multă speranță. Ți-ai dorit pentru Nicolas să fie integrat într-o școală de masă? Te gândești la un centru specializat? Cum vezi viitorul, să spunem așa, pentru el? Mă gândesc la o școală de masă, pentru că toată lumea sfatul acesta mi-l dă, să meargă la o școală de masă. Și până atunci o să reușească să fie la nivelul celorlalți copii. Nu are de ales, pentru că ne ocupăm de el și sper să reușească. E mult de muncă în sensul ăsta? Particip la foarte multe programe de terapie sau dimpotrivă îl duci zilnic la anumite servicii sau preferi să lucrezi tu cu el acasă? Păi mergem la centru lunea, marța și miercurea și în rest joia mai stăm la Cluj și vinerea plecăm la munte și acolo deja. Vinerea plecați la țară unde Nicolas a dezvoltat această relație specială, să spunem așa, cu animalele, cu natura, cu mediul pe care, după cum am văzut, îl explorează foarte, foarte, foarte bine. Da, îi place foarte mult la munte și
Sper să mergem cât mai des. Te întreb toate aceste lucruri, pentru că, dincolo de povestea voastră de viață foarte frumoasă, e și un mesaj pe care îmi doresc foarte mult să-l dăm familiilor care sunt în aceeași situație cu tine, dar care nu sunt alături de noi în platou și care, așa cum spuneai, din frică, din teamă, poate că se izolează în casă. Ei bine, doamnelor, domnilor, acesta este mesajul nostru. Sunt foarte multe lucruri de făcut în loc să stăm în casă departe de ochii lumii pentru că ne e frică sau pentru că cineva ne spune lucruri pe care nu am vrea să le auzim. Și mai mult decât atât, exact cum spui tu, Adina, îi faci rău copilului tău, luându-i această ocazie să socializeze, să fie alături de ceilalți. Cum relaționează cu alți copii, apropo? Se joacă cu alți copii, atât că nu prea are răbdare. Trece de la ca orice copil. Foarte repede se plictisește și tot trebuie ceva nou. Cum îl privesc ceilalți copilași pe el? Nu știu ce să zic. Copilașii încă de vârsta lui nu fac diferență. Copiii nu discriminează. Asta este o informație pe care vreau să o aduc în atenția telespectatorilor noștri. Copiii nu știu să discrimineze. Copiii au nativ tendința de a-i ajuta pe ceilalți, de a sări în ajutor, de a fi alături de ceilalți. Din păcate, adesea aparținători sau persoane care sunt în situația de a învăța pe acei copii lucruri, sădesc această posibilitate a discriminării în mintea și în sufletul copilului, ceea ce nu este ok. Dar copiii, în mod normal și în mod natural și în mod genetic poate sau instinctiv, nu au această nici dorință de a discrimina, nici trecere la act de discriminare. Și cred că e un lucru minunat. Dacă ar fi să transmiți un mesaj pentru mame tinere sau pentru persoane care tocmai au un bebeluș cu nevoi speciale, ce le-ai spune? Le-aș spune să aibă încredere. Niciodată să nu gândească negativ. Pentru că se poate. Eu văd și la Nicolas că, deși am fost la început, îmi puneam foarte mari probleme. Ce se va întâmpla? Cum va fi? Dar nu rezolv nimic. Pur și simplu trebuie să iei viața în mâini și să mergi mai departe. Să iei viața în mâini și să mergi mai departe. Cu acest mesaj, doamnelor, domnilor, ne despărțim pentru moment de Nicolas și de Adina Cutea, evident cu mulțumiri pentru că ați fost alături de noi și pentru că ați deschis această emisiune aniversară. Mesajele colegilor noștri, Raluca, Mihai și Bogdan, mesaje care vorbesc despre ce înseamnă a fi persoană cu nevoi speciale, ce înseamnă a fi persoană cu sindrom Down, dar în același timp despre faptul că poți să trăiești viața cu demnitate. Priviți! Sunt o persoană cu sindrom Down și nu mi-e rușine de identitatea mea. Trebuie să fiu un cetățean cu drepturi și obligații. Vrem să trăim viața noastră. Nu vrem să fim diferiți. Vreau să fiu acceptat așa cum sunt. Avem visele și dorințele noastre. Multe de drepturi ne sunt încălcate. Îmi trăiesc viața. Avem dreptul să o facem. Vrem să fim cetățeni și vrem să fim tratați ca și toți ceilalți. Putem fi noi înșine. Am revenit, doamnelor, domnilor, în platoul emisiunii Fără Prejudecăți. Vă spuneam despre mesajul colegilor noștri. O viață a unor persoane cu nevoi speciale, dar o viață care poate fi trăită cu demnitate. Asta ne-am propus să vă arătăm în ediția de astăzi, ediție în care în platoul nostru vin mai multe generații de persoane cu sindrom Down. Maria Cuc se reîntoarce la Fără Prejudecăți împreună cu cei doi gemeni, Mario și David. Salutare, bine ați venit! Noi ne bucurăm foarte mult să vă avem alături de noi. Și eu mă bucur. Vă mulțumesc pentru invitație. O mamă cu doi copii gemeni. Da. Ne putem întoarce? E în regulă pentru tine, Maria, să ne întoarcem la momentul în care te-ai trezit cu doi copilași și ai aflat că au sindrom Down? Cum a fost acel moment? Atunci am fost un pic speriată și îmi puneam întrebarea de ce... Eu, de ce amândoi sau... Da, nu m-a ținut foarte mult chestia asta. Cam o lună, așa. Și după aceea am început cu copiii să umblu pe la medici. Știți?
Să vedem cum sunt. Asta se întâmpla acum 8 ani. Da. Acum 8 ani. Da. Unde ai găsit puterea să schimbi acest macaz? Să te remontezi, să spui așa cum a spus și Adina și cum sunt convins că ne vor mai spune și ceilalți invitați ai zilei. Ai două șanse, să faci ceva cu acești copii ai tăi sau să-i ții izolați în casă și să te izolezi la rândul tău. A, nu. Am născut la Huiedin, m-a dus la Cluj și la Cluj, acolo doamna doctor i-a consultat analize pentru să vadă dacă au sindrom Down. Erau suspecți, doar că așa se zice. Și acolo când i-a dus să-i controleze, să-i consulte, să vadă cum sunt, dacă sunt ok, mai multe, așa, acolo am văzut alți copii mult mai rău ca noi. Bine, nu cu sindrom Down, cu alte probleme. Afecțiuni. Da, cu alte afecțiuni. Și am zis, de atunci așa am căpătat așa putere și m-am bucurat. Când îi vedeam pe copiii mei și am văzut pe acei copii care erau mult mai rău, nu pot să vă spun ce probleme aveau, m-am încărcat un pic așa cu energie și după aceea nu m-am mai avut timp să mă plâng. Fiindcă o trebuie să umblu dintr-un spital într-altul cu ei, având și probleme cardiace. S-au rezolvat aceste probleme. Da, la 8 luni. La 8 luni. Da, la 8 luni ne-am operat și de atunci ne-a mers foarte, foarte bine. Le spunem telespectatorilor noștri, le spunem părinților care pot să fie în situația ta, că de obicei, în foarte multe cazuri în care copilul se naște cu sindrom Down, se asociază aceste probleme cardiace, se asociază probleme respiratorii, însă nu e obligatoriu ca ei să le poarte toată viața, pentru că în zilele noastre se pot face intervenții care să elimine aceste probleme. Da, acum sunt foarte bine. Iar acum înțeleg că problemele lor cardiace da, nici măcar nu mai există. Da, știți cum, dacă nu au probleme cu inima, au alte probleme, știți? Și dar poate să fie alte probleme mai grave. Deci noi am avut cu inima, am operat, a fost ok. Amândoi și acum suntem bine. Fost în da. Această situație. O lună de zile am stat la Institutul Inimii. Și înțeleg că acum aceste probleme, cum spuneam, s-au anulat, nu mai vorbim da, de așa ceva, bine. Vorbim de foarte multă veselie. Da, avem energie, avem... Fără prejudecăți. Ați călătorit de la Huiedin, ați venit la Cluj în platou emisiune. Vă place aici? Da. Ei au fost și data trecută, te-au însoțit pe da. Tine când ne-ai vorbit despre o problemă. Nu vreau să umbrim ziua de astăzi și să ne reîntoarcem la acea problemă. Bine că s-a rezolvat. Da. Asistenții personali din Huiedin își primesc salariile mărite cu 25%, la fel ca orice alt asistent, da. Pentru că legea se aplică. Mă întorc la povestea vieții tale. Știai ceva înainte să-i naști pe Mario și pe David despre sindromul Down? Foarte... puțin, adică știam, am văzut la televizor emisiuni și de acolo cam aveam idei, dar nu știam ce înseamnă chiar să crești un copil, să trăiești cu el, să te lupți pentru el, asta nu știam. Doar știam cum arată, știam că sunt mai înceți, că și noi suntem ca toți copiii, știți, nu, cum zic unii, noi avem un handicap, nu suntem handicapați, știți, exact. Că așa se spune, ui handicapații, handicapat. Să fii handicapat e ceva și să ai un handicap e altceva. Adică facem aceleași lucruri care le fac toți copiii, numai că mai încet. Noi suntem un pic mai în spate, știți? Ca la școală. Nu tot, dacă ar avea toți copiii nota 10... Sau le faceți altfel. Poate că da, unele lucruri le faceți mai încet sau mai altele diferit, le faceți altfel. Sau unele poate nu le facem chiar deloc, dar facem altele mult mai bine, știți? Se compensează. Spuneai că înainte știai foarte puține lucruri. Ce știi acum și crezi că ar fi valoros să știe și alți părinți în situația voastră de viață? Acum știu că dacă eu mă simt bine în preajma lor, sau nu neapărat în preajma lor, în pielea mea, știți? Dacă eu mă simt bine și cred că noi suntem bine, noi facem și ei se simt bine. Dacă tot timpul sunt veselă, zâmbesc, mă joc și vorbesc foarte mult cu ei, ok, vedeți? Știți, dacă ești trist sau în casă e o atmosferă tristă sau tot timpul ceartă, scandal sau, știți, nu-i veselie, nu-i asta, și ei sunt așa. Preiau? Da. Preiau starea. Îți mai tăcuți, mai... Da. Îți mai, știți? Dacă ești vesel și... îi iubești și le areți și te și ascultă, fiindcă dacă e un aer negativ în casă, tu ești tot timpul nervos. Și atunci și tu, cu ei nu poți să
fii nervos să vorbești frumos. Știți? Atunci sigur. Și cu ei vorbești mai adică dur. Adică să fiu sau să nu fiu autentic. Să da. Fiu nervos, dar să încerc să... Nu poți să fii acum nervos și acum să zici, dragul mami, te iubesc. Și să o zici din inimă. Nu ai cum, că tu ești nervos, de fapt. E cât se poate de clar că, până la urmă, copiii simt acest da, lucru. Da, simt foarte mult. Și e cât se poate de clar că platoul emisiunii noastre de astăzi e plin de momente de veselie. Nu că alte dăți n-ar fi, dar astăzi e și mai plin da, de momente că de veselie. Da, se văd peste tot. Sunt momente de veselie și mi se datorează da, lor această, da. Această veselie. Când mă gândesc la tine, când spun Maria Cuc, mă gândesc la foarte mult curaj, foarte multă încredere, foarte multă determinare. Ai fost cu ei la București, la o întâlnire importantă a organizațiilor, persoanelor și părinților de copii cu sindrom Down. Da. E ceva ce simți că n-ai putea să faci alături de ei? E ceva ca o barieră care, pe nu. Care s-o resimți? Aș vrea să mă duc în locul X, dar mi-e frică să mă duc cu doi copii gemeni nu. Care au sindrom Down? Nu. Am călătorit cu trenul, cu autobuzul, cu autocarul. Din toată țara. Am fost și la Arad cu autocarul, la București cu trenul, am fost la mare cu trenul cu ei. Se foarte întâmplă, cum îți te ascultă, se să se întâmplă știți. Să vii din Huedin la Cluj cu ocazia. Da, cel mai mult. Cel mai mult cu ocazie, da. Fiindcă cu trenul nu are un program la care avem noi program la Cluj, știți? Și cu trenul mergem, dar mai puțin. Te-a ajutat cineva să-i crești? Te-a ajutat cineva să ai această încredere în tine pe care e cât se poate de clar că o emani în jurul tău? Această putere o am de la ei, să știți. Nu. Când aveau ei 3 ani am divorțat, fiindcă soțul nu ne-a mai înțeles pur și simplu și era, cum vă ziceam, de aer negativ. Era un pic de tot timpul... Dacă noi doi nu ne mai înțelegeam, nici în casă nu era o atmosferă prea plăcută, așa? Adică vorbim de o mamă singură da. Care crește 2 copii gemeni cu sindrom de la 3 ani. De la 3 ani, da. Și am hotărât că nu am făcut copii, eu nu am socotit că au sindrom Down sau ce au. Am socotit că nu am făcut copii ca să crească stresați sau știi că a venit tati. Nu așa. Știți? Am văzut că nu se poate. Asta e. Nu sunt nici prima, nici ultima. Dar cel mai important e copiii, știți? Unde merg ei acum? Sunt la școală? Sunt da. Implicați în anumite programe de da. Terapie? Suntem ce la școala despre? Specială din Huiedin. Suntem înscriși la centru de recuperare aici la Cluj. Suntem înscriși la asociație în Cluj. Suntem înscriși la centru de recuperare din Zalău. Și suntem... te duci în toate da, pe rând. Pe ele avem programate, știți? Fiecare, nu, suntem programați. Și când vine momentul de plecare, pur și simplu, bocceluța, băgăjelul... Da, ne luăm bagajul, da, ei știu. Al tuturor și da. vă duceți acolo. Revine această idee pe care am regăsit-o și la Adina Cutea mai devreme. Pot să stau, pot să îmi imaginez că viața mea este într-un moment catastrofal sau pot să trec la acțiune. Să mă duc cu copiii la școală, la centre de terapie, la... Da. Diverse vizite în oraș. Cum să vă zic? E greu, știți? Dar nu mă apuc să-mi plâng de milă. Sau cum să vă zic? Dacă eu îmi plâng de milă sau eu mă vait sau așa, gândiți-vă cum ar trata cei din jur. Dar dacă eu sunt optimistă și mă duc și fac și cei din jur, mă tratează altfel. Nu văd. Chiar dacă sunt greutăți sau... Astea, dar greutățile trec și greutăți toată lumea are. Numai eu că am copii cu sindrom Down. Optimistă și foarte multă încredere. De asta sunteți voi astăzi și din acest motiv sunteți voi astăzi alături de noi în platoul emisiunii Fără Prejudecăți, pentru că e o idee care vrem să răzbată dincolo de ecrane și să ajungă în sufletele tuturor. Vă mulțumesc foarte, foarte mult și pentru că ați fost mulțumesc. Alături de noi. Doamnelor, domnilor, pentru moment ne despărțim de Maria Cuc și de cei doi gemeni cu sindrom Down. O să revenim la această poveste puțin mai târziu. Acum însă vă invit să urmărim jurnal special cu știri din zona disabilității prezentate de colegul nostru Bogdan Cristea, după care revenim în platou Fără Prejudecăți, continuă la TVR. Bună ziua și bine v-am găsit la jurnalul special. Sunt Bogdan Cristea, o clujancă de 15 ani, diagnosticată în copilărie cu autism,
a devenit vedeta unui show TV care descoperă noi talente. Mara spunea deseori că muzica este cea care a vindicat-o. Cu 2 ani în urmă, Mara interpreta la gala persoanelor cu dizabilități o piesă de Johann Sebastian Bach. Acum însă încântă publicul cu propriile compoziții. A început să le scrie de la vârsta de 9 ani și are deja 10 de piese de muzică pop și clasică. A studiat la Colegiul de Muzică Sigismund Toduță, dar și la o școală pentru tinerii muzicieni din Anglia, unde a primit o bursă. Acum încearcă să ajungă cât mai departe în cadrul celui mai important show TV din România, care descoperă noile talente. A fost lansată prima carte pentru copii care are ca personaje o fetiță cu sindrom Down și fratele ei Jamon. Finalul poveștii emoționante este unul deschis și poate fi scris de fiecare cititor. Este prima carte pentru copii despre o fetiță cu sindrom Down și fratele ei în Jamon. Este o poveste pe care fiecare dintre noi o poate schimba în bine. Fetița mea Clara are sindrom Down. De mai bine de un an de zile, Clara strigă prin casă: Leia! Leia! M-am gândit să dau viață cuvântului pe care Clara l-a adus în realitate. Leia, fetița din poveste, se visează balerină. Are însă sindrom Down, dar și un frate geamăn, David, alături de care descoperă lumea. Sunt doi copii fericiți, până când universul lor este zdruncinat de atitudinile celor din jur. Ți-am spus să nu te mai apropii niciodată de Leia? Ți-am spus sau nu ți-am spus? Se răstește doamna Mia la fetița ei. Ba da, mamă, îngaimă Carina. Leia este bolnavă, poate să-ți facă rău. Este periculoasă și nu știi ce se poate întâmpla. Este un mesaj atât pentru părinți cât și pentru copii. Ne provoacă limitele intelectuale și emoționale, iar la final ne punem fața unei decizii. Copiii noștri trebuie să aibă exemple bune lângă ei, de la care să poată învăța să devină și ei cineva în viață. Aveți dreptate, doamnă, completează doamna Mia. Copiii ăștia bolnavi, doamne iartă-mă, ar trebui duși undeva, nu știu, într-un loc specializat cu alți copii ca ei. Școala specială este ca o cușcă. Clara a fost bătută și sedată în școala specială. Iar ca ea sunt zeci de mii de copii izolați și respinși de societate. Dintre cei peste 70.000 de copii cu dizabilități din România, 20.000 nu merg la școală, iar peste 30.000 ajung doar în cele speciale. Gabi, un băiețel cu autism din Buzău, s-a integrat cu succes la o școală normală. Îmi doresc să fiu prieten cu o fetiță cu sindrom Down, pentru că ea seamănă cu mine. Eu când eram mic, mama se ruga de copii să se joace cu mine și îi spuneau că nu se joacă, că sunt un ciudat. Și Iana a ținut să fie alături de copiii cu dizabilități. Boala asta nu se transmite, vă rog să nu-i dați la o parte pe acești copii, pentru că sunt și ei suflete. Povestea Leiei și a lui David are un final deschis. Așa a ales autoarea, pentru că poate fi rescris de orice cititor și poate deveni unul fericit dacă fiecare dintre noi îi va primi cu dragoste și înțelegere pe copiii speciali. Număr record de participanți la a noua ediție a festivalului Miraje, numai puține 200 de tineri de la școlile speciale vor urca pe scenă, unde vor cânta, vor dansa și vor juca teatru. Cei 13 ani ai săi, Bonti, așa cum este alintat băiatul de prietenii și de colegii săi, cântă cu tot sufletul la pian. Tânărul și-a descoperit talentul în cadrul unei ediții a Festivalului Cultural Miraje. La final a primit și o orgă la care a cântat în fiecare zi. Făceam temele și la 6 terminam și de la 6 până la vreo 7:30, cam așa, făceam pian. Și până într-o zi mi-am dat seama, după urechea muzicală am ascultat Oda Bucuriei și singur am început să fac piesa la orgă. M-a schimbat foarte mult, deci eu îmi doream foarte mult nu să-mi arăt talentul, dar îmi doreau să emoționez sala.
Ca Bonti, mulți elevi de la Liceul de Nevăzători se bucură de clipele petrecute pe scenă în cadrul festivalului. Evenimentul i-a ajutat pe fiecare. M-a ajutat să-mi dau seama cine sunt, ce pot să fac, să-mi dau seama că de fapt sunt talentată la teatru, mi-aș fi dorit să fac o facultate, dar nu se poate. Este de fapt o promovare a lor în societate, o promovare a abilităților, a talentului. Copiii cu dizabilități urcă pe scenă alături de copiii din școlile de masă din Cluj și nu numai, și talentul este cel care face diferența, abilitatea, performanța în diferite domenii, pe cum muzică, teatru, dans, este cel care îi scoate, care le scoate în evidență abilitățile și tot ceea ce au ei mai frumos și știu să dăruiască. Nu vor lipsi nici evenimentele speciale din cadrul festivalului. E vorba de Cafeneaua Pentuneric și Biblioteca Vie. Și la ediția din anul acesta, workshopurile de improvizație în teatru, dans și muzică sunt pe agenda atelierelor Miraje. Noutatea absolută vor fi, constă în amplasarea unui cor de evenimente pe Esplanadă pe Eroilor, unde se vor desfășura activități cu copii, atelierele Miraje. Încercăm să facem Cafeneaua pe Întuneric tot acolo. Va fi o expoziție cu lucrări ale copiilor din școlile pentru elevi cu nevoi speciale și sperăm ca astfel să fim în mijlocul comunității, să ne vadă și să le trezim interesul, să încerce să schimbe puțin prejudecata aceea care încă rămâne. La ediția din anul acesta vor participa elevi de la 10 școli speciale din țară și copii de la 7 școli de masă din Cluj-Napoca. Acestea au fost știrile. Sunt Bogdan Cristian, la revedere! Revenit, doamnelor, domnilor, în platoul emisiunii noastre Fără Prejudecăți continuă la TVR. O altă generație a susit alături de mine. Este vorba despre colegii noștri, reporteri de televiziune, Raluca, Mihai și Bogdan. Bine ați venit! Bine te-am găsit, dragul meu! O atitudine plină de optimism. Vă văd foarte veseli, foarte activi, foarte energici. Așa e? Așa e. Și nevoie să-ți mulțumesc, pentru că din nou ești președintele jurului din mai. Flor de speranță. Deja înțeleg că divulgăm surprize pentru telespectatorii noștri? Da. Păi atunci hai să le spunem complet despre ce este vorba. În luna mai, doamnelor, domnilor, Centrul Educațional Raluca, împreună cu alte ONG-uri din zona persoanelor cu sindrom Down, organizează festivalul Flori de Mai, Flori de Speranță. Flori de Mai, Flori de Speranță, care include și concursul Miss Mister Down. Corect. La care voi trei, în ediția de anul trecut, pur și simplu, și nu folosesc cuvinte mari, ați strălucit. Și tu ești fratele nostru. Și voi îmi sunteți niște colegi foarte dragi la care țin foarte, foarte mult. Raluca, titlu de Miss Down, așa este, 2015. Da. Cum a fost pentru tine pe scenă? Ai avut emoții? Știu că aveai o roche lungă, o roche frumoasă, străluceai pe scenă. Ne-ai făcut să te vedem zâmbind, fiind prezentă în fața publicului, dar în spatele zâmbetului tău se ascundeau emoții? Pot să fie că a fost ceva emoții, m-am lucrat la Dumnezeu să mă ajute să trec. Când a văzut pupii cu Ciuriu și Cena, am zis aici sunt locul, aici este locul meu, aici trebuie să fiu și să dau tot ce este bun de mine. Știu că pentru tine a fost un trofeu râvnit, un trofeu pe care ți l-ai dorit foarte mult și pentru care te-ai pregătit. Spuneai acum că în momentul în care ai apărut pe scenă ai zis acesta este locul meu. Să știi că asta ne-ai transmis și nouă. În momentul în care te-am văzut acolo, am spus clar, e ea. E ea în ipostaza care o prinde cel mai bine. Într-un astfel de moment ai fost și la Baia Mare, la Selecția Națională Eurovision 2016, de la care ne-am întors, care a avut loc acum câteva săptămâni, la Baia Mare. Da, știu asta, m-am bucurat să fiu în orașul Baia Mare, am fost cea mai puternică, pot să zic, m-a ajutat foarte mult cu cântul, că sunt cu colegii mei de la TFR și cu Simo, care a fost acolo și m-a ajutat să fiu divă. Divă, exact, asta este cuvântul. Da, și
m-am bucurat să fiu acolo, am pus granamarul în mișcare, am luat între fiul mii și mii de artiști și m-am bucurat să fac puse cu Mihai, cu artistul meu preferat. Mihai Trestariu, artistul tău, ai fost un pic supărată când a câștigat Eurovisionul? Nu, a fost nu am fost supărată, am ținut pumii să-i meargă mai departe, știam că și el e cel mai bun, e cel mai as, e ca și mine, pot să zic că da, pot să zic că e ca și mine. El a făcut tot momentele lui să fi și asta s-a dus cu piesele lui. Este un moment de mare mândrie pentru noi, doamnelor, domnilor, să-i vedem pe colegii noștri reporteri cum au evoluat de-a lungul timpului. O vedeți pe Raluca cât de dezinvolt vorbește, cât de stăpână pe ea, cât de sigură pe ea. Ne povestește despre realizările personale și profesionale pe care le-a avut de când e colegă cu noi și de care, în mod evident, e foarte mândră. Pe de altă parte și Mihai Arsenie, colegul nostru, a fost, trebuie să le spunem telespectatorilor acest lucru, tu ai fost unul dintre cei doi reprezentanți continentali la Los Angeles, exact, în Statele Unite ale Americii, în acțiuni de autoreprezentare. Exact. Cum a fost pentru tine, Mihai, să joci în Liga Mare, să spunem așa, să fii alături de persoane importante la nivel mondial? O amintim doar pe Nadia Comăneci, o apropiată a mișcării olimpice, Bart Conner și ceilalți implicați în această mișcare, să stai alături de ei, să vorbești oamenilor despre cealaltă față a dizabilității, cum spunem noi la începutul fiecărei emisiuni, una plină de încredere, speranță și reușite. Da, așa este. Ți-a plăcut să fii acolo? Da, America e timp nebun pentru mine. Ce au zis oamenii în momentul în care tu le-ai spus povestea ta? Când am vrut să spun povestea mea, au zis despre realizările de la TVR și de la multele și multe intervenții și știri. Tu ești și sportiv. Da, sunt și sportiv. Nu e un lucru deloc de neglijat. Și ai venit cu o carte. Da. Ne-ai surprins pe toți, pentru că nici noi nu știam. E o surpriză, e ultima ta surpriză. Te rog să-mi dai cartea, să le spunem și telespectatorilor despre ce este vorba. Pe scurt, e un interviu. Pe scurt, se numește Perspective. Ok. Deci, și este vorba, doamnelor, domnilor, de un interviu, cred că e primul, e Mihai, un primul articol al meu. E primul personal. Articol. Scrie despre toate realizările mele de la Festivalul Flor de Speranță de anul trecut. Cât și despre munca... Cât și despre munca în TVR și... munca la Special Olympics ca voluntar. Apropo de Flori de Speranță, tu ești mister. Exact, așa e. 15 felicitări. Mersi. Ai apărut pe scenă, am să țin minte, n-am să uit niciodată când ai jucat, să spunem așa, rolul lui Antonio Banderas. Exact, asta este. A fost o prestație artistică foarte, foarte reușită. Așa e. Trebuie să rog și pe Bogdan să ne spună câteva cuvinte despre realizările sale, despre munca lui. Le divulgăm telespectatorilor și faptul că marți suntem invitați la un eveniment important. Da, chiar te rog frumos. Dar eu te rog eu frumos să ne spui tu. Pentru început am o mare surpriză. Îi mulțumesc Raluca Avram pentru toate eforturile depuse în TVR. Mulțumim pentru ea. Sunt fericit pentru tot ce ai făcut pentru mine personal. Te iubesc, sora mea de suflet. Le spunem telespectatorilor noștri și faptul că tu, atunci când colegii tăi sunt plecați în deplasări, cum a fost Raluca la Baia Mare, cum a fost Mihai în state, întotdeauna... Și la Viena. Și la Viena, de exemplu, și la Arad, pentru că ai acțiuni de autoreprezentare și în țară. O să mai avem încă oricum. Întotdeauna când vii... în echipa noastră și înregistrăm știri sau pregătim un reportaj, întotdeauna ne spui că te gândești la ei. Întotdeauna. Trup și suflet. Le dai telefon, întrebi cum se simt. Întotdeauna. Le urezi baftă înainte de intrare în direct. Știu că eram cu Raluca la Baia Mare și ai sunat. A sunat și Mihai. Multă baftă. Urmează să intri în emisiune. Sunteți o adevărată echipă. Ăsta e cuvântul. Da, este adevărat. Pentru că promovezi marea schimbare. Le urez la amândoi, bunii mei prieteni de suflet, Mihai și Raluca, felicitări și îmi place să fac echipă cu voi. Iubesc toată echipa ta, scumpule, iar pentru toți fanii mei, vă salut și vă iubesc.
Iar pentru telespectatorii care ne urmăresc acum, doamnelor, domnilor, marți, Bogdan Cristea va fi reprezentantul echipei Fără Prejudecăți la București. Este o întâlnire foarte importantă, vorbim de lucruri serioase, o întâlnire la nivel de Senat și de cancelarie a primului ministru, o conferință internațională în care atinge mai multe subiecte, unul dintre ele fiind dizabilitatea reflectată în media, în presa din România. Eu m-am bucurat atât de mult pentru această nominalizare a ta ca reprezentant al echipei, pentru că ce alt exemplu mai bun decât persoanele cu nevoi speciale în presă, în acțiuni de autoreprezentare, decât voi? Exact. Și înțeleg. Așa, și îți mulțumesc pentru marea surpriză, dar îți mulțumesc unei persoane. Ție îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru mine, iar a fost o incunență în legere. Iartă-mă, te rog. Iar eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de noi în platoul emisiunii Fără Prejudecăți astăzi și ne-ați ajutat să construim acest fir frumos al vieții, persoanelor cu nevoi speciale al vieții, persoanelor cu sindrom Down. Repet, doamnelor, domnilor, o viață trăită cu demnitate, cu încredere și cu reușite. Urmărim un material despre ceea ce s-a întâmplat, un reportaj despre ceea ce s-a întâmplat luni, 21 martie, chiar în centrul orașului nostru, Cluj, după care revenim în platou, pentru că Fără Prejudecăți continuă la TVR. Prietenii mei, comunitatea mea, a fost mesajul celei de-a 16-a aniversări a Zilei Mondiale a Sindromului Down. Zeci de persoane au venit la manifestarea organizată în Piața Unirii. Dizabilitatea este un lucru care nu trebuie să te înlăture din participarea în comunitate, ci dimpotrivă, dizabilitatea nu înseamnă inabilitate. Sunt speciali datorită faptului că, indiferent de barierele pe care le pune mediul, reușesc să se descurce și reușesc chiar să o facă foarte bine, uneori și de cele mai multe ori chiar atingând performanțe neobișnuite. Fără bariere pentru acești tineri înseamnă a fi acceptați în școală, a fi acceptați în locuri de muncă, a fi acceptați în comunitate, a accepta că sunt cetățeni ai unei comunități. Am venit ca să sărbăm diversitatea, să facem oamenii să înțeleagă că acceptarea în secolul ăsta trebuie să fie în mintea oricui. Trebuie să acceptăm diversitatea și să-i acceptăm lângă noi. Tinerii și copiii cu sindrom Down merită o șansă, merită șansa la egalitate și vrem să conștientizăm cumva populația că și ei sunt egali cu ceilalți. Instituțiile medicale din România încă nu au, hai să spunem, grupuri de lucru pregătite să preia familiile și să preia problematicile cu care vin copiii cu Down și să-i orienteze, inclusiv din momentul în care, să spunem, medicii sau personal medical detectează problema. Societatea românească în continuare este destul de greu acceptată ideea să ai o persoană cu, să spunem, handicap grav. Trecătorii au primit informații despre organizațiile care sprijină persoanele cu dizabilități. În aceeași zi, părinții și aparținătorii au participat la workshop-uri susținute de profesori de la Universitatea Babeș-Bolyai. Au adus un plus de cunoștințe în ceea ce privește sindromul Down și simptomatologia, direcții de intervenție și evaluare psihopedagogică în fața părinților copiilor cu sindrom Down. În lume trăiesc peste 6 milioane de persoane cu sindrom Down. Peste 4.000 dintre ei sunt înregistrați în evidențele instituțiilor din țara noastră. Fără Prejudecăți continuă, doamnelor, domnilor, și continuă și periplul generațiilor cu Down în platoul emisiunii noastre, generațiilor de persoane cu sindrom Down. Au sosit alături de mine Silvia Negrea, mama lui Daniel Rus. Vă salut pe amândoi și vă mulțumesc foarte mult că sunteți astăzi cu noi. Mulțumesc și noi pentru invitație. Daniel are 47 de ani, da. Mulți înainte, Daniel. Și felicitări, doamnă, pentru o viață pe care i-ați oferit-o, o viață trăită cu demnitate. Mulțumesc, da. Nu a fost ușor, dar ne-am descurcat. Amândoi am mai avut o nepotă care ne-a ajutat cu școala, a făcut 8 clase la școală ajutătoare, eu îl duceam la școală, ea scotea de la școală până a fost mai mic. Când a terminat 8 clase, trebuia să-l dau la cămin spital sau la
ceva. Trebuia? Păi, a fost o comisie care alegea copii spre diferite meserii și am sperat că și el a fi încadrat în ceva meserie, dar nu s-a putut și atunci cumva a mai mers la școală 2 ani neînscris. Erau niște profesoare cu suflet și îl iubeau pe Daniel că el era lipicios și ascultător și... Despre ce ani vorbim? Eram în anii 1980-70? Păi... 80. Cam așa, 80. 80. Anii 80. Acum nu m-am pregătit cu... Nu, asta e important. Dorim doar da, să încadrăm așa temporal toată povestea. Ați refuzat în momentul în care vi s-a cerut să-l trimiteți de acasă la un cămin spital? Ați spus categoric nu. Nu, deși vi s-a spus va fi greu, va crește și va deveni agresiv. Nu puteți să vă înțelegeți cu el. Da. Ați semnat, practic, un cec în alb. Nu știați, era perfect adevărat, nu știați cum o să fie, dar cu toate astea ați avut încredere că va fi bine. Am avut încredere și n-am putut să las, fiindcă îl iubeam foarte mult, era și bun copil, nu făcea reale, nu ascultător. Se juca cu cei de la bloc, i-a ducea în casă. Se juca cu cei de la bloc, venea la jam să-i dau bani de înghețată. Aveai mulți prieteni, Daniel, când erai copil? Da, dar nu în general. Nu în general, dar aveai prietenii tăi la bloc care înțeleg că străceau pragul casei, nu? Da, cu unul Laurențiu Călin, unul Nelu, cam așa. La un moment dat, după ce ai terminat școala, știu că ai și fost angajat. Da. Ai fost integrat în muncă. Da. Cum a fost pentru tine? În general, bine. Ți-a plăcut? Da. El lucra la munca invalizilor, la acele companii sau cum să, cum să le spunem. Cooperativă care erau. Munca invalizilor și era o secție cu cartonaș și s-a încadrat și el acolo. O reușit să facă, era foarte harnic, foarte punctual, nu lipsea de la serviciu, nu... Odată, acum nu știu dacă pot să spun, odată întârzia mașina, nu știu cum, și-o întârzia și-o zis că-i taie o oră. Pe ce sună cărji? Vai de mie că-i taie o oră, azi lasă, Dane, ți-i parce o oră, nu ți-e cărji, că nu e nicio problemă că stai o oră de la serviciu. Dar el, pentru că, tocmai pentru că era atât de conștiincios, și motivat, o vedea ca o greșeală, să spunem. Da, era ceva de acceptat să-i tai o oră de la serviciu. Câți ani a lucrat acolo? Câți ani a lucrat, Daniel? 16 ani. 16 ani. Înțelegem că la un moment dat aceste cooperative s-au desființat. Aceasta a fost una dintre probleme pe care le-am abordat de mai multe ori în emisiunea Fără Prejudecăți. Sau pur dacă și simplu s-au desființat. Dacă nu s-ar fi desființat, el și acum ar fi lucrat. S-au desființat și nimeni nu a înființat imediat nimic în schimb. Nimic. Ce s-a întâmplat în acel moment? Daniel a ajuns să stea acasă? Să stea acasă, acum e în pensie de bolă și... Ți-ar plăcea să te întorci la muncă, Daniel? Da, dar dacă nu văd posibilitate... Ce ți-ar plăcea să lucrezi? Orice. Orice? Să împrădesc pe sticle cu firme, cu colorate. Știu că mergeți în vacanțe, vara, la stațiune. Fost la Căciulata, urmează să mergi anul acesta la Sovata și mai știu că toată lumea acolo îl iubește. Te iubește. Da. Personalul de la hotel, vânzătoarele, lumea de pe stradă, relaționează foarte, foarte, foarte frumos cu ceilalți. Și când e ziua lui, să spună ce... Spune, când e ziua ta, pe cine invităm? Pe prietenii noștri de la Ezeanu 4, pe prietenii de familie, de obicei. Cum îi cheamă? Ovidiu și Maiana Popa.
Așa sărbați voi momentele importante, ziua ta de naștere, alte sărbători, dar o zi obișnuită din viața ta, cum arată? Ce faci tu toată ziua? Eu fac curat. Vă ajută, doamnă, la treburi în gospodărie? Da, șterg praful. Mergem la cumpărături. Mergem la cumpărături. Plătim facturile. Plătim facturile, și așa. Ne uităm la televizor. Ne uităm la televizor. Astăzi, când am vorbit la telefon, era foarte ocupat. Se pregătea pentru a veni în platoul emisiunii noastre. Erai foarte implicat și îți doreai foarte mult să fii alături de noi și îți mulțumim pentru asta, Daniel, pentru că ne spui crâmpeie din povestea ta de viață. Ți-a plăcut la școală? Cum era pe vremea la școală? Da. Știu că și profesorii te iubeau toți. Da. Copiii erau mai agresivi. Se băteau. Ți-a plăcut, știu, mi-a spus și mama, mi-a spus și doamna Silvia și ne-ai spus și tu, și la locul de muncă, la cooperativă. Da. Mai ai colegi cu care ai păstrat legătura de atunci? Da, cu unul Stoica. Am Stoica, Florin, mintea mai bun prieten. A, deci ai păstrat relația și vă reîntâlniți, înțeleg, din când în când. V-a ajutat cineva, doamnă, acum vorbim de o perioadă, acum 47 de ani, o perioadă în care n-are rost să ne gândim la servicii de consiliere sau alte lucruri. V-a ajutat cineva nu să era, faceți față? Nu era atâta, cum să spune, în fine, făcut la școală ajutătoare, altceva nu făcut, logopedie sau alte... Făcea ceva tratament, nu se găseau medicamente și când a împlinit 18 ani, a zis că nu mai trebuie să facă tratament, doar calmante și somnifere poate să-i scrie un medic de la Serviciul de Sănătate Mentală. Laboratorul de Sănătate. Da, și atunci nu-i trebuie calmante, nici somnifere, că n-are rost. E calm. Mai povestești ceva, Daniel, tu. E o poveste despre o viață, repet, o viață trăită cu demnitate. O viață trăită cu foarte multă încredere și speranță. Au fost și momente dificile, cu siguranță păi, au fost. Nu a fost ușor, dar cu încredere ne-am reușit să depășim orice. Și cu ajutorul lui, că eu trebuie să mă consult cu el în orice problemă. Și este minunat că faceți acest lucru. Astea sunt, să spunem așa, valorile pe care le-am văzut de la toți cei care astăzi au trecut pragul emisiunii noastre. Și apropo de asta, pentru finalul ediției de astăzi al emisiunii Fără Prejudecăți, doamnelor, domnilor, o să-i avem alături de noi pe toți cei care astăzi s-au aflat în fața camerei și pe care i-ați văzut. Vorbim despre Adina Cutea și Nicolas, vorbim despre Maria Cuc și gemenii săi, Mario și David, vorbim despre colegii noștri, despre Mihai Arsenie, Raluca Avram, Bogdan Cristea. Ei cu toții intră chiar acum în platoul emisiunii noastre, doamnelor, domnilor, sunt alături de mine. Este poate că una dintre cele mai frumoase, credem, ediția ale emisiunii noastre fără prejudecăți. Ediția emisiunii în care am adus în fața dumneavoastră mai multe vârste. Dar, dincolo de asta, cel mai important este că am adus persoane care arată că pot să fie resurse importante pentru comunitate. Nu sunt asistați sociali, nu asta este ceea ce îi definește. Sunt persoane care își trăiesc viața cu demnitate, care muncesc sau au muncit cândva, care arată tuturor că lucruri de acest gen sunt posibile și fac din țara noastră ceea ce ar trebui să fie la un moment dat un loc în care există o singură lume. Nu există două lumi, una a persoanelor cu dizabilități și una a persoanelor fără dizabilități, ci există o singură lume. Pentru asta vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de noi și pentru că ne-ați lăsat să vedem această parte frumoasă a poveștii. Ediția de astăzi a ajuns acum la final. Doamnelor, domnilor, eu sunt Ovidiu Damian, vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi. Să aveți un weekend excelent. La revedere!